anii 90 deja abia aveam un an. Adică sunt născut în 89. Născut în 96. Sunt născut în 89 și mi-aduc aminte că 95-96 era aia cu aia e Coco Jumbo, aia e... Lambada tot ele. Mai era, da, și Lambada și mai era la Peter Andre. Mai știi Peter Andre? Nu știi. Era un băiat cu freza pe mijloc și avea mușchi așa cum mai doream popa. Și toate fetele erau după el. Mysterious Girl, ceva de genul se numea piesa. Da, știu piesa, dar nu știu cine era. Peter Andre, da. Bine, asta ascultau ai mei, gen mama, mătușii mea. Dar eu eram cu Michael Jackson, mi-aduc aminte când rupeam genunchii, săream din canapea pe jos, cum vedeam eu în concertele lui, dar eu nu știam că omul are și el apărătoare, știi, că e la treabă, e la muncă, practic. Eram în sufragerie și rupeam genunchii și, pe urmă, mi-aduc aminte, până 96 am descoperit Tupac, Biggie și am început să ascult mult. Deja e următoarea ligă. Da, da, da. La Buzău eram eu și eram deja, în 1990, am început prin a fi DJ la mare, în Vox Maris, asta era cel mai tare. Asta am auzit și eu. Da, și după care am revenit la Buzău, era muzică foarte frumoasă, pe care sper să aud aici toate hiturile alea. Și eu sper. Eu mi-aduc aminte de la fiecare piesă, știu din ce an este, prin faptul că mi-aduc aminte unde eram eu, unde puneam piesa în locul respectiv. Cum și așa distână la un moment dat, că și el a fost DJ și că punea cu casetele și dărcea cu pixul piesele când casetele, era DJ. Era de mână, era... Bine, experimentat. Puneam mai mult pe benzi, eu trebuie să recunosc. Și aveam un om care le pregătea înainte, eu doar le băgam acolo și le... Acum e mult mai simplu. Acum, da. Cea mai mare distracție pentru mine, și asta înseamnă anii 90 pentru mine, era ca după ce se culca toată casa ai mei, sora mea și așa mai departe, dădeam drumul la radio, ascultam radiourile din București, emisiunile de noapte și mă visam să fiu într-o zi într-un studio de radio și să fac și eu la fel. Se cam mai ajuns. Și ai grijă ce visezi când ești mic, că s-ar putea să se întâmple. Eu am grijă și se cam întâmplă. Deci, pentru mine, anii 90 înseamnă bairamele de 18 ani care se făceau acasă. Spune-ne, care era melodia sau artistul tău preferat în anii 90? Michael Jackson. Toată lumea este Michael Jackson. Dar chiar era. Și el, și apoi Spice Girls, da. Și NSYNC. Trupa din care a făcut parte Justin Timberlake. Mi-a plăcut la nebunie, aveam albume, adică aveam CD-uri, ascultam CD-uri și casete și o nebunie, da. Dar dintre artiștii români? Dintre artiștii români, întotdeauna mi-a plăcut Holograf. Oh, okay. Da, și mi-aduc aminte când vecina mea de la etajul 5 s-a dus la Piața Obor să cumpere noul album Andre. Asta vă zic, da? Că toată lumea și Andre. Da, 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 aveam casetele lor, eram nebunită și atunci, da. În anii 90 cred că ascultam Un Elefant Se Legă. Dar mai târziu, spre sfârșitul anilor 90, ascultam să ai că sunt imediat, S-a spart conducta cu fete. Vai de capul tău, băiete. Ce poți să mai zic la asta? Exact. Distracție plăcută, te pup. Pa, pa.